Nu am mai făcut asta de mult timp. Inițial v-am întrebat pe comunitate ce ar trebui să fac. Mulți dintre voi, din câte am observat, v-ați dorit o nouă parodie, joculețe retardate, însă, credeți-mă, nu mă simt chiar în stare să fac un edit astăzi, pentru că știți și voi bine. Aseară am postat o poză cu mine și prietenul meu, ce am plinit 18 ani, încă o dată la mulți ani, Vali, și automat a trebuit să merg la majoratul lui. Am stat până dimineața, chestii de astea nu cred că vă interesează. Ideea e că e mult mai ușor să vorbesc acum și să filmez un gameplay pe CS sau pe ce dracu se va afla pe fundal. Stați liniștiți că am să fac zilele astea episodul ăla de Sprint Up se joacă CSGO, doar să am niște idei în plus. Astăzi vom discuta liber, nu voi cere like-uri sau alte rahaturi, pentru că până la urmă eu vorbesc cu voi. Mă adresez tuturor cărora se uită la acest videoclip, dar și a întregului canal în același timp. Știți bine că am mai discutat despre asta și aș mai vrea să aduc din nou subiectul ăsta pe canal. Am ajuns la concluzia că acest canal, această comunitate nu este în drumul cel bun. La ce mă refer? Nu există un echilibru în comunitate. Ce-i drept, cum am mai spus, pot spune că este vina mea. Serios acum, unele serii le pot considera până și eu cringe, cum s-ar spune. Ceea ce are influența una lume de pe canalul meu. De exemplu, unele serii de parodii. Nu spun că nu-mi place să fac acel lucru, dacă nu mi-ar fi plăcut, nu l-aș fi făcut. Dar motivul pentru care consider eu o serie proprie cringe este datorită persoanelor ce pur și simplu nu se pot opri la punctul în care am zis e o parodie și atât. Ce înseamnă asta? De ce mă refer strict la parodii? Pentru că ele oarecum au fost cele care au influențat cea mai multă lume de pe canalul meu. Faptul că înjur, faptul că mă prostesc în ele, nu înseamnă că trebuie să o duceți la extrem pe canal. Mă refer strict la comentariile de genul. Băi și fete, hai să învățăm să gândim de două ori înainte de a pune un comentariu. Uite, poate majoritatea de pe canal sunt mici și poate ei nu știu lucrul ăsta. De aceea fac acest videoclip, pentru a aranja unele lucruri pe canal. În cazul în care sunteți bătuți în cap și nu înțelegeți, atunci chiar nu am ce să vă fac. Deci, dacă te simți unul dintre ei, te rog să-mi spui în comentarii ce ai înțeles din acest videoclip după ce l-ai vizionat. Nu pune stop acum, așteaptă și vizionează tot clipul ca să vezi la ce mă refer. O situație ce m-a deranjat foarte mult zilele astea, am să vă arăt direct pe ecran. O postare din partea mea în care v-am informat de faptul că am stat să mă chinui la rahatul ăla de program Camtasia, ce mi-a făcut o grămadă de nervi. Credeți-mă, am stat să editez o grămadă videoclipul ca apoi să-mi dea crash la render. Este o frustrare mare. Am vrut să vă informez de chestia asta, să-mi împart oarecum off-ul cu voi și să-mi cer oarecum eu iertare pentru că nu am putut posta episodul când l-am promis. Repet, din cauza căcatului ăstuia de program ce dă crash aproape la orice chestie. Ei bine, poftim ce au făcut majoritatea dintre voi. Am explicat și mie de ce trebuia să fie adus vorba de personajul ăsta, Monica. Pentru că ce? Pentru că pur și simplu am avut câteva videoclipuri, parodii în care mă prosteam și aduceam la suprafață cât mai mult personajul Monica. Păi, stai o clipă. Chestiile alea sunt doar niște parodii, niște simple glume. O parodie, o parodie. Nu trebuie luată în serios. Da, într-adevăr, am făcut-o pe Monica să fie parte din canal. Dar asta prin parodii oamenilor. Nu știi să faceți diferența dintre ceva serios și neserios? Faptul că mie mi-a părut rău de un lucru eșuat pe care voiam să-l fac pentru voi, cred, în general, că este un lucru serios și că nu trebuie luat peste picior. Un lucru serios e serios. Eu tot întreb, de ce a venit toată lumea să-mi spună în comentarii de faza cu Monica, când era clar vorba de ceva ce mă frustra? Ce era așa relevantă Monica? E un simplu fucking caracter dintr-un joc care nu are nici pic de legătură cu ceea ce am spus. Putea să faceți chestia aia cu Monica la alte posteri, care nu era vorba de ceva serios. Repet, încercați și voi să faceți diferența între ceva serios și neserios. Hai să fie un echilibru pe canal, asta vreau. Au fost câteva persoane pe care le-am sesizat și care, din fericire, au știut să gândească. Și cel mai surprinzător, doi dintre ei au văzut ce am văzut și eu ce se întâmplă. De exemplu, tipul ăsta. Stalin Vodka. Citez. Puteți să încetați și voi o clipă cu toate prostia emanată de voi? De ce mama naibii tot menționați de personajul ăla, Monica? Ce legătură are un caracter dintr-un joc cu problema Camtasiei? Omul ăsta vorbește serios și e dezamăgit de faptul că rahatul ăla de program nu funcționează corect după atâta chinuială pentru un edit pentru abonați. Iar voi ce faceți, mă? Vă bateți joc? Nici când e vreo problemă serioasă nu se poate baza pe voi? Halal comunitate ce are Eugen. Îmi pare rău de canalul ăsta având comunitatea asta toxică. Mă bucur totuși că există și oameni cu cap. Serios acum. Asta nu înseamnă că vă fac proști. Cine se simte, să se simtă, fratele meu.
Cine nu, cu atât mai bine. Morala este că hai să încercăm să facem un echilibru în postările astea, în comentariile astea pe care le expuneți pe canalul meu. Pentru că altfel, canalul ăsta o să se ducă dracul la propriu. Repet, asta este tot ceea ce trebuie să știți. Echilibrul ăla trebuie să existe în comentariile voastre. Nu spun să nu mai faceți asta, roleplay-urile, glumele bune sunt binevenite, dar asta, fraților, unde trebuie, nu unde nu trebuie. De exemplu, poți spune de Monica câte vrei la postările alea de Doki Doki sau la alte serii la care mă prostesc, nu la ceva ce vine vorba de ceva serios. Asta înseamnă că nu mă pot baza pe comunitatea mea și nu am una stabilă. Hai să nu mai exagerăm așa de mult. Am încheiat și cu subiectul ăsta. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun și vă rog să vă dați cu părerea în comentarii. Fie că e bună sau nu. Pe lângă asta, mai vreau să aduc vorba de tipurile de comentarii. După cum am mai spus adineauri, aș vrea, dacă se poate, să existe un echilibru. Voi ați observat că acest canal este oarecum împărțit între serios și neserios? Un exemplu concret în antiteză ar fi miturile și parodiile. Sunt total la capătul opus, corect? Nu e așa că mituri sunt extrem de serios? Bine, cu unele scăpări din când în când. Iar în parodii sunt foarte neserios? Ați observat asta, sunt sigur. Ei bine, asta aș vrea și eu, să faceți la fel. Să știți unde să puneți aceste comentarii. Să nu mă trezesc la un episod de mituri că vine unul și înjură dintr-un clip de parodie de al meu prostește. La ce mă refer? Există câteva tipuri de comentarii pe canal. Primul s-ar încadra la acele comentarii care ești jignit fără motiv. Deci, serios, asta mi se pare cel mai penibil mod de a pune un comentariu. Fără niciun sens, fără niciun motiv. Doar că așa îți vine ție. Poftim. Astea sunt câteva exemple dintre 10. Stați liniștiți că există mult mai multe. Deci, explicați-mi și mie ce e asta. Ce este cu toată prostia asta într-o propoziție? De unde se trage? De ce trebuie să se ajungă deseori la cuvântul pula? E, păi Eugene, tu de ce spui? Păi hai să-ți explic. Eu nu-l folosesc fără motiv. M-ați auzit pe mine cumva sau m-ați văzut să spun cuvântul pula fără un anume motiv? Un motiv ar fi cel al parodiilor. Alt motiv ar fi faptul că m-a enervat ceva. Băi, dar ceea ce se vede în comentariile astea este o pură prostie, în care cuvântul ăsta magic care vă iese pe tastatura aia, pula, este folosit fără pic de coerență. Adică vin la tine și spun pula fraiere. Serios? La fel și comentariile de tip înjurătură. La fel de agramate ca și celelalte. Fără sens. Poftim. De ce dracu ai spune chestia asta în secțiunea de comentarii a miturilor? Spune-mi tu ce relevanță are. Băi, dacă vrei să scrii ceva despre cuvântul pula în comentariu sau să înjuri, măcar fă-o, frate, să fie amuzantă și bună. Ceea ce scriu specimenele astea de copii aici nu relevă nimic. Nimic decât prostie emanată. Îmi pare rău să o spun, dar am o comunitate cam toxică. Însă nu vă simțiți cu toții. Știu că nu cu toții sunteți așa, dar faza e că comunitatea toxică domină față de comunitatea adevărată. În cazul meu, o comunitate adevărată va ști când să comenteze, unde să comenteze și de ce să comenteze. În caz contrar, va rezulta asta. Vrei să mă înjuri? Fă-o corect gramatical și cu motiv bun. Nu ca un agramat ca să te facă să pari mai prost decât ești. Repet, cine se simte, să se simtă. Eu chiar mă bucur că există oameni care sunt ca lumea pe canal și chiar vă țin minte pe unii dintre voi. Pentru că voi mi-ați ieșit mereu în evidență prin normalitatea voastră, să spunem așa. Deci, scopul videoclipului ăstuia nu a fost pentru a vă ataca pe voi, cei pe care i-am arătat în clip și cei care s-au simțit, ci pentru a vă schimba comportamentul ăsta prostesc. Canalul meu este un fel de familie. Comunitatea mea este o familie, nu? Și de aceea, ca orice tată al canalului, trebuie să învețe pe copiii comunității cum ar fi bine. Cam atât am vrut să discut în acest videoclip. Repet, nu ați spus să vă schimbați total. Îmi place așa cum sunteți, nebun ca mine, la parodii, dar trebuie și serioși ca mine când vine vorba. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun, sper că se va schimba asta pe canal, mai bine cu 1000 de oameni ca lumea decât cu 10.000 aiurea. Eu am fost Eugen, pentru că Eugen discută cu voi, nu gâza magică. Aveți grijă de voi, ne revedem data viitoare.